la școală într-o dimineață și știi obiceiul meu. Pui mâna întâi și întâi pe aurora democratică, dar văzi cum mai merge țara. O deschizi și ce vezi? Uite, ți-o minte ca acum. 11 pe 23 pe orar a căzut tirania. Vivat Republica! Auzi, Colo? Răposata dumneiei nevastă mea de întâi nu s-a sculat încă. Sar jos din pat și stric. Școală, cocoană și te bucură! Vine și dumneata, mumă, din popor! Școală, că a venit libertatea la putere! Ai, când aude de libertate, țară și dumneai răposată din pat! Dar de ce? Ea la Republica! Zic, îmbracă-te de grabnițule și... Hai și noi pe la Revoluție! Ne îmbrăcăm, domnule, frumos. Frumos? Și o luăm repede pe jos până la teatru. Hai! Când am văzut. Știi că eu mă intru la idee cu una cu două. Că ți-ai găsit. Că dumneata nu ești ca aia, bubucule. Hei, că dumneata, bubucule, mai rar cineva. Ori să zici. Nu știu ce, ori nu știu cum, că adică-te-le, acum unde ești tu republican, ți-i parte națiunii. Aș, dar când am văzut, am zis și eu. Să ferească Dumnezeu de furia poporului. Ce să vezi, domnule, steaguri, muzici, chiote, tămbălău, lucru mare și lume, dezvenea mecea la voastră. Bucurie, am bucurie. Scată-cată. Bine că n-am fost în vreme în București. Cum să fiu mie fricoasă? Mai pățeam alte alea, nu? Nu și asta! Puteai trage un cepru. Cât gândești că a ținut toiul Revoluției? Până seara! 3 săptămâni de zile, domnule. Nu mă nebuni, soro! Păi ce gândești, dumneavoastră? A fost așa un bagadel lucru. Ce idee? Dacă chiar Galibardi de acolo... De unde e el? A scris atunci o scrisoare către națiunea română. Zău! Mai e vorba! Adică cum? Vezi, dumneata, i-a plăcut și lui cum am adus noi lucru cu un sul subțire, pentru ca să dăm exemplu Europei. Și s-a crezut omul dator ca un cet de politică pentru ca să ne firitisească. Thank you.
Patru vorbe, domnule. Numai patru, da. Vorbe. Uite, ți-o minte ca acum. Bravos! Hățiune. Palal să-ți fie, să trăiască Republica, vivat Principatele Unite, Principatele Unite. Scălit în original, Garibaldi. Garibaldi. Dacă a vorbit așa, eu zic că a vorbit destul de frumos, omul. Ce-a băgat-l în răcori, gândești pe toți împărații și pe papa de la Roma. Și pe papa de la Roma. Auzi, Ciuru, bancă ce? Iată, sunt tighel, i-a plăcut și lui. Ce-a zis papa? Iezuit. Aminte, nu-i prost, nu-i când a văzut că nu a scoate la căpătăi cu el. Mă, nene, ăsta nu-i glumă.
cu ăsta, cum văd eu, nu merge ca de cu fiticine. Ia mai bine să mă iau eu cu politică pe lângă el și să mi-l fac cu mătru de colea până colea. Tura, vora, cofi tunsă, cofi rasă, l-a pus pe galibardi, te-a botezat un copil. Asta înseamnă că și-a găsit pe mânașul. Vezi bine! Vezi bine! Hei, acum, ia spune-mi cam câți oameni te bate gândul că să aibă galibardi? Sumedenie! 1000, domnule. Numai 1000! 1000? Uite, da și soro. Ce mă, adică numai cu 1000 să... Da, treabă, mă, să-ți spui ce fel de oameni sunt. E ceva unu și unu, nu? Ai mai prima, alegi pe sprânceană care mai de care dă cu pușca-n Dumnezeu. Volintir, mă rog, azi aici mâine în Focșani. Ce-am avut și ce-am pierdut. Vezi? Așa? Da! Auzi, nițule, și toți se închină la el ca la Hristos. De hatârul lui sunt în stare 3 zile de rândul să nu mănânce și să nu bea. Hai, nu mai spun. Dacă nu ar avea ce. Bobocule! Bobocule! Ce spui eu? Câte și mai câte altele? Și mai și... Trebuie să fie târziu, mițule. Ne culcăm. Thank you.
care spui dumneata, bobocule, să tot stai, să asculti. Ca dumneata, bobocule, tu, mai era la așa ceva. Micule! Da! Ai spus matale fete să vie mâine mai de dimineață ca să facă focul? Am spus! Nu! Da! Mai dăm încă unul ca el. Și până mâine seară nu-mi trebuie mai mult să-ți fac republică, da? Nu e. Da, să-mi zici că concetul se face oțetul, orică mai rabdă, că n-ai intrat zilele în sac. Da, păi bine, frate, până când tot rabdă azi, rabdă mâine! Că nu mai merge, domnule, să sătura poporul de tiranie! Trebuie republică! Alo, Santon de la patrie! Eu jur de Paribe! Contra de la tiranie! Le tandar!
eu cu mintea mea ca de femeie nu înțeleg un lucru. Ce procopție ar fi și cu Republica asta, soră? Dar, bravo! Și asta e bună! E cum adică ce procopșele? Păi vezi, asta e vorba! Că apai minte ce-ți mai trebuie! Păi, Mitru, stai să spui, Mitru! Mitru, stai să spui, Mitru! Mai întâi și mai întâi, că dacă e Republică, nu mai plătește nimeni abil! Și al doilea, că fiecare cetățean primește câte o leafă bună pe lună, toți într-o egalitate. Parol! Parol! Par exemplu eu, pe lângă pensie, pensie e bască, o am după legea Africii. E dreptul meu. Mai ales când de Republica dreptul e sfânt. Republica este garanțiunea tuturor drepturilor. Așa, da. Și al treilea e că se face și lege de cum adică lege de murături? Adică de le... că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datoriile. Dumnezeule! Maică precistă! Păi bine, dacă e așa, soro, de ce nu se face mai repede Republica asta? Te lasă reacționarii. Firește, nu le vine lor la socoteală să nu mai plătească nimeni abir. De unde ori mai mânca ei lefurile cu lingura? Așa e, așa e! Ce lucru? Dacă nu mai plătim nimeni pir, de unde o să aibă cetățenii leafă? Hai? Căpă statului tău! Ce trece? El ce grijă are! Mițule, pentru ce l-avem pe el? E datoria lui să îngrijească, să primească oamenii lefurile la vreme. Așa e. Așa e. Uite, vezi, mie nu mi-ar fi dat prin gând. Ce bine ar fi. Unde nu dă Dumnezeu să mai... să vedem mai repede odată și asta Republica. Dorm? Mm-hmm.
visat. Cine e? Așteptam că tocmai dumneata să te pronunți cu asemenea iluzii în contra mea. Îmi pare rău. Te credeam mai altfel, mai... Coane Leonido, eu sunt deșteaptă. Am auzit. Bine, cum m-aud și m-auzi? Stai, Mitrule. Revoluție! Bătăim! Ura! Ura! Nu te importa degeaba. De când m-ai deșteptat pe mine? Ai mai auzit ceva? Nu! Păi de... Nu! E, cum vine treaba asta? Spune-mi atale! Soro, știu și eu... Dar s-o mai luăm și pe partea înaltă, să vedem ce-i să mai zici. Bine! Chiar revoluție să fi fost! Da, what? Te zicem! Nu știi dumneata că n-are nimeni voie să descarci focuri în oraș? E ordin de la poliție. Sule! Ia! E... Iar-te! Bine, Bobocul. Hai să zic și eu cum zici. Dumne, cum le spui dumneata? Unu și cu unu fac doi. Nu mai are de ce să te apuce om. Eu am auzit. Am auzit! Pe cum era să auzi? Ce nu era? Stai! Ce-am auzit dacă n-a fost nimica? Domnule, câte de astea n-am citit, eu n-am păr în cap. Glumești cu omul, mă? Că fiindcă de ce? O să mă întreb. Omul, bunioară, de par exemplu, dintr-un, nu știu ce, oriceva, cum e nevricos, intră la o idee. A intrat la o idee, pandaxie, gata. Formă din pandaxie, intră în ipohondrie, formă, firește și nimica mișcă. Cum e de soră? Așa o fi. Pune oară și la dumneata acum o ipohondrie trecătoare. Nu, nimica, nu, hai, mă-te de culcă. Hai, mă-te culcă. Dar nu e... Dar nu e... Dar nu e... Dar nu e...
sfânțui. Noapte bună, amici mei. Noapte bună,
rațiune. Ascultă, ministrule, reacțiunea a prins iar la limbă ca un strigoi în întuneric. Ea stă la pândă ascuțindu-și chiarele. Momentul oportun pentru poftele ei antinaționale. Rațiune, fii deșteapt. Și noi dormim, domnule, dormim. Cine de vină sorul că nu mi-ai citit gazeta de cu seara? Pe mine mă știu tot ce reacționare. Națiune. Ce-i de făcut, soră? Ce-i de făcut? Intră pe ulița noastră. Stinge lampa. Stinge-o tu. Ce
Să fac focul! Vai de mine! Nu-i bună asta? O fi pățit boierii mei ceva! Leonido, e saftă, e slujnica! Ce te știi deodată cu cap? Atenție, să-mi schimb corul! Când începe să putoacă să țipe și mai rău, ne dă de culo să vă răgi! Deschide! Cine? Eu, Coniță. Am venit să fac focul. Muzici! Intră! N-am închis ochii. Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț. Acum de-abia s-a spart târgul. Adineauri au plecat pe zma precasă. Mergeau pe două cărări. Era și domnaie Pingescu. E pisat, beat frânt. Chiul ea și trăgea la pistoale. Obicei mi-i tocănesc. Ce? Obicei. Știi? A făcut oamenii chef? Aseară a fost lăsat a secului. Asta era! Lăsata secule! Tot vorba mea! Bunioară de par exemplu! Cintru nu știu ce, oriceva! Cum e de frică? Intră la o idee. A intrat la idee. Fantac să ne gata. Din fantacie intră în ipohondrie.
că nu e voie să se dea cu focuri în oraș. De data asta a fost chiar poliția în persoană. Bubucule! Băi, cum ești tu, pătate, mai rar cineva? Mai o picat mai de mine! Mai o picat mai de mine! Spune, Rica, ce-ai făcut de n-ai mai împătrânit, băi! Spune, Rica, ce-ai făcut de n-ai mai împătrânit, băi! Păi am mâncat popoi sărață și-am dormit la mândra-n brațe. Gura mândrii m-a făcut și n-ai mai împătrânit, băi! Dacă ar fi avut hobby-ul